Povestea și personajele serialului Tablou de familie Colpan Cevher, Sumru Iavrucac, este mamă a trei fiice. Ea și-a crescut fiicele de una singură, după ce soțul ei a părăsit-o pentru o altă femeie. Colpan este o avocată cunoscută și lucrează împreună cu două dintre fiicele ei, la firma de avocatură, care a fost moștenită de la socrul ei. Azra, Gokce Bahadir, este fiica cea mare a familiei Cevher. Este căsătorită cu Sergen, Sarpakaia de 15 ani și are trei copii. Are o căsnicie fericită și o carieră de succes. Este ambițioasă, responsabilă și puternică. Ea se așteaptă să fie managerul firmei de avocatură Cevher după ce mama ei se retrage. Sanem, Gokce Boglu, este a doua fiică a familiei Cevher. Ea este dură și independentă. Ea nu are încredere în bărbați și nu își dorește să aibă o relație stabilă sau să se căsătorească. Guneș, Tulin Ece, este cea mai tânără fiică a familiei Cevher. Chiar dacă a absolvit facultatea de drept, ea decide să nu devină avocată, la fel ca mama sau surorile ei. În ciuda dezaprobării mamei sale, Guneș nu lucrează la firma de avocatură a familiei, și, în schimb, își deschide o cafenea. Gunes are o relație cu Yalin și se pregătește pentru căsătorie. Sergen, Sarpakaya, este un avocat de succes și academician. El este un tată bun și este devotat copiilor săi. S-a căsătorit cu Azra, pe care a întâlnit-o la facultate. El pare a fi un soț și un tată ideal, dar de fapt trăiește o poveste de dragoste secretă. Ildirim, Yigit Kirazci este un avocat de succes, inteligent, carismatic și competitiv. El și Azra au fost iubiți când studiau la facultatea de drept. Chiar dacă Azra îl iubea pe Ildirim, nu putea avea încredere în el. Astfel, Azra s-a căsătorit cu Sergen, pe care l-a considerat un bărbat de încredere. Ani mai târziu, Ildirim se întoarce la Istanbul și, din pură coincidență, începe să lucreze împreună cu Azra, la aceeași firmă de avocatură. Viețile femeilor din familia Cevher devin mai complicate pe măsură ce povestea se dezvoltă. Soțul lui Colpan apare după 25 de ani pentru a-și revendica partea lui din afacerea familiei. Azra își dă seama că mama ei nu are nicio intenție să se pensioneze și să-i cedeze locul. De fapt, Colpan are unele probleme financiare la firmă și nu dorește ca fiicele ei să afle. După ce Azra și Colpan au o discuție aprinsă, Azra își părăsește locul de muncă și începe să lucreze la firma rivală. La noul ei loc de muncă, ea trebuie să-și dovedească abilitățile, nu numai noului ei șef, ci și mamei sale. În același timp, ea trebuie să lucreze împreună cu fostul ei iubit, Ildirim. Azra va trebui să se confrunte cu temerile pe care le-a ignorat de-a lungul vieții sale, iar imaginea de familie perfectă, pe care a creat-o pentru ea însăși, va fi distrusă atunci când va afla despre trădarea soțului ei în timp ce se ocupă de cazul de divorț al unuia dintre clienții ei. Începând din 27 iunie, serialul Tablou de Familie aduce telespectatorilor Canal D povești de viață complexe, secrete de familie ce se dezvăluie pas cu pas, dragoste, trădare, dar și loialitate și, nu în ultimul rând, separarea, ca modalitate de depășire a conflictelor, dar și ca vârtej al emoțiilor și strategiilor de tot felul.